Stimați profesori, mă rog, asistență, stimați elevi, vreau să vă aduc sincere felicitări cu așa o aniversare frumoasă de 60 de ani și nu doar ca primarul municipiului Hâncești, dar și ca fost elev acestei școli muzicale, să vă mulțumesc pentru tot ce a fost până la moment, să vă mulțumesc pentru că sunteți astăzi, în așa timpul care rapid se schimbă multe, dar dumneavoastră vă faceți meseria foarte bine. Vreau să vă mulțumesc de suflet de participarea noastră activă a diferitor sărbători care le avem în municipiul Hâncești. Vreau să vă mulțumesc îndeosebit pentru zilele municipiului care a fost la Hâncești și pentru așa o prestare frumoasă care ați făcut-o față de cetățenii noștri, față de oaspeții noștri. Avem foarte multe invitații care suntem invitați la diferite orașe înfrățite ca să venim copiii noștri, dar pe parcurs cred că vom face și acest lucru. Vreau să fiu scurt, vreau să vă doresc mult succes, mult curaj, răbdare și în această zi deosebită vreau să invit lângă mine pe doamna director Gurdiș Lilia pentru a mâna o diplomă. Diploma se decernează colectivul Școlii de Arte Timotei Bătrânu, director doamnei Lilia Gurdiș, cu prilejul aniversării 60 de ani la fundare pentru și înseamnă cunoștință pentru contribuția valoroasă la creșterea și dezvoltarea tinerilor talente. Primarul municipiului Hâncești, Alexandru Votnaie. Cel mai cadou de astăzi, la așa aniversare frumoasă, vreau să anunț că sunt implicat în diferite activități, deplasări și nu n-as fi pe loc, dar peste două săptămâni va fi ședința Consiliului Municipal, deoarece tot se decide la Consiliu și Consiliul Municipal va veni cu o sumă de 40.000 de lei pentru procurarea instrumentelor. Asta peste două săptămâni. Totodată nu pot să spun, vreau să salut și profesoara mea, doamna Maria Gheorghina,